Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj! Astăzi vă voi prezenta o bentiță drăguță din lână în niște culori mai închise pe care le puteți vedea aici. Am croșetat totul cu o croșetă în piciorușe mici și ochiuri de lanț și este foarte simplu. Este un model ușor și rapid, bentița a ieșit foarte bine, iar acum să vedem ce material și ce tehnică am folosit pentru a croșeta. Să începem cu această minunată lână de la Rico Design, Creative Melange. Eticheta este puțin ruptă la mine, are 50 de grame și 85 de metri, este făcută din 53% lână și 47% poliacrilic pentru croșete de 6 până la 7. Eu vreau ca bentița mea să fie puțin mai compactă, așa că voi folosi croșeta de 5. Ok, culoarea pe care o avem este numărul 046 și da, acestea au fost informațiile de bază ale croșetei. Acum voi scoate eticheta și voi croșeta începând din interior spre exterior, astfel încât o să scot mijlocul de aici. Este puțin încurcat firul și da, am reușit și vom începe cu un număr impar de ochiuri de lanț. Prima oară așez firul pe croșetă și, desigur, păstrez o mică bucată pe care o voi coase la sfârșit. Voi începe prin a croșeta 11 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este puțin cam scurt, așa că o să mai croșetez 2 ochiuri de lanț. 2. Acum am 13 ochiuri. Evident că lungimea poate varia în funcție de preferințele dumneavoastră, trebuie să se potrivească circumferinței capului, iar lățimea trebuie să fie așa cum vă doriți dumneavoastră, fie mai lată, fie mai strâmtă. Pentru mine este în regulă cu 13 ochiuri de lanț. Voi omite primele două ochiuri de lanț, unul pentru lățime, iar în celălalt voi înfige croșeta pe rândul de pe spate, deci voi împinge croșeta în al treilea, scot firul și fac direct un picioruș mic. Apoi fac un ochi de lanț, aici omit un ochi, înfig iarăși croșeta și croșetez un picioruș mic direct, un ochi de lanț. Mai omit un ochi de lanț, scot firul, fac un picioruș mic, un ochi de lanț, în continuare omit un ochi de lanț și croșetez un picioruș mic și omit un ochi de lanț, croșetez un picioruș mic, apoi un ochi de lanț și așa am ajuns la ultimele două ochiuri de lanț. Am fost destul de rapid, iar aici, desigur, omit un ochi de lanț și croșetez în ultimul ochi un picioruș mic. Mai trag niște material lângă mine și croșetez în continuare două ochiuri de lanț, unul pentru înălțime și unul pentru a croșeta în jurul lui. Întorc totul și dacă trag puțin banda, vedeți modelul cu goluri. Aici este primul, al doilea și așa le puteți vedea. Eu voi continua să croșetez bentița. Am aici un interval de două ochiuri de lanț și voi începe să croșetez de aici, de jur, împrejurul ochiului de lanț. Croșetez un picioruș mic, apoi, evident, un ochi de lanț, apoi un picioruș mic, un ochi de lanț, un picioruș mic, un ochi de lanț, un picioruș mic și un ochi de lanț. Vedeți că totul merge foarte rapid și găsiți foarte ușor locurile în care trebuie să croșetați. Aici am un picioruș mic de la rândul anterior și în spate am cele două ochiuri de lanț pe care le-am croșetat și de jur împrejur voi croșeta încă un picioruș mic și astfel am terminat cele două rânduri ale bentiței. Acum dacă vă uitați, veți observa și arcele care s-au format, le puteți simți și cu degetele și cam așa arată momentan bentița. O vedeți, mie îmi place mult. În continuare mai croșetez două ochiuri de lanț, iar apoi croșetez înapoi. Aici fac un ochi de lanț în care înfig croșeta,
fac un piciorul și mic direct în ochiul de lanț, după care am aici următorul ochi de lanț. Dedesubt croșetez un piciorul mic, mai fac un ochi de lanț, următorul piciorul mic, următorul ochi de lanț și următorul ochi de piciorul mic, următorul ochi de lanț și în continuare tot un piciorul mic, un ochi de lanț în spate. Aici sunt ultimele două ochiuri de lanț, cele cu care am început și aici croșetez de jur împrejur un piciorul mic, un ochi de lanț, încă un piciorul mic. Am cam terminat și acest rând și observați că s-a făcut destul de rapid, este și foarte drăguț și compact și mie îmi place mult cum arată. Voi continua să croșetez. Da, schimbarea de culori nu este foarte puternică. Mai trag puțin material lângă mine și vreau să vă mai arăt puțin materialul. Aici vedeți puțin mai bine diferența de culoare, apoi avem o parte mai portocalie, câteva nuanțe mai închise, se dezvoltă destul de frumos și voi continua să croșetez încă o dată cu aceeași tehnică. Vă arăt încă un rând pe care o să-l croșetez rapid. Croșetez în partea de sus un picioruș mare, un picioruș mic, apoi un ochi de lanț, încă un picioruș mic, un ochi de lanț, un picioruș mic, un ochi de lanț, un picioruș mic, un ochi de lanț, un picioruș mic, un ochi de lanț și un picioruș mic la final și după piciorușul mic de la final croșetez două ochiuri de lanț, iar următorul rând este gata, devine destul de înaltă bentița și între timp am ajuns la lungimea pe care mi-o doream, vedeți aici cum arată. Are o desfășurare foarte interesantă, observați aici această parte turcoaz înconjurată de portocaliu deasupra și dedesubt, apoi urmează un albastru cu o nuanță de mov deasupra, iar aici la final am foarte mult albastru, arată foarte bine și da, am ajuns aici sus cu croșetatul, am și măsurat-o între timp, am aici cam 49 de centimetri, este potrivită pentru circumferința capului meu. Eu vă recomand ca întotdeauna să croșetați bentițele astfel încât să fie puțin mai mici decât circumferința capului pentru a sta frumos și fix pe cap, mie așa îmi place. Voi croșeta voi lega cele două părți, una de cealaltă, voi croșeta din dreapta spre stânga. Asta înseamnă că țin croșeta pe partea dreaptă. Așez cealaltă parte în spate și încep să croșetez. Ok, îmi așez firele. Înfig croșeta în partea din spate și croșetez cele două părți împreună. Apoi înfig croșeta în partea de sus. Apoi aici în ochiul de lanț opus, după cum puteți observa. Apoi înfig croșeta încă o dată în următorul loc de lanț și continui tot așa. Înfig croșeta, scot firul, înfig croșeta, scot firul, ok, consolidez aici și evident voi scurta firul. Îmi place mult cum se vede din exterior, cum se combină culorile între ele. Din interior se vede cusătura. Se poate și îndoi dacă vă doriți, poate fi și întoarsă. Arată foarte bine, poate fi purtată cu lejeritate. Voi scurta aici firul. Okay, vedeți firul din spate. Și apoi bentița este gata. Sper evident că v-a plăcut acest clip. Dacă vreți să urmăriți mai multe, vă rog să vizitați canalul și să vă abonați pentru a fi mereu la curent cu ce postez. Distribuiți prietenilor voștri acest clip și ne vedem data viitoare. Pa!